Bună seara, sunt două informații în exclusivitate pe care vreau să vi le ofer în această seară. Prima dintre ele este parte bucată din declarația pe care Maria Pițurcă a dat-o astăzi din fața secției de procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii. Spune Maria Pițurcă în respectiva declarație că nu am ce să-mi reproșez. Fetița de o lună de zile era ținută abuziv de asistenții maternali, trăia într-o mizerie cruntă, au dus-o la doctor sub o identitate falsă, sub un nume fals, astfel încât aceasta să nu fie descoperită, iar doctorii de acolo să nu se sesizeze de urgență organele de cercetare penală. Nu mă consider absolut deloc vinovată, am respectat legea și lupt până la capăt ca să-mi dovedesc nevinovăția. Mergem mai departe, aceasta este prima informație pe care vă ofer în această seară. Bucată, spuneam, din discuția pe care Pițurcă a avut-o cu procurorii de la CSM, cu cei care nu sunt în concediu. Și știm prea bine că în clipele de față, instrucția judiciară desfășoară un control pentru o perioadă de 45 de zile, plus posibilitatea prelungirii pentru încă 45 de zile. E bine, pe această perioadă în care se desfășoară cercetările, se administrează probe și așa mai departe, ce de la instrucția a venit și a spus de la domne, noi cerem CSM-ului suspendarea acesteia până când ne finalizăm raportul. Iar la finalizarea raportului, noi o să scriem ce solicităm, da? Funcție de ce administrăm, ce verificări facem, ce constatăm, ce găsim, o să cerem excluderea, nu o să cerem excluderea. Până atunci vrem suspendarea acesteia, pentru că cursul ar fi afectat prestigiul celorlalți procurori. Sursele mele vin și spun că mâine, pentru că trebuie să se pronunțe CSM-ul, va fi scăpată această procurare, practic nu va fi suspendată pe perioada controlului celor de la inspecția judiciară, practic rămâne în continuare pentru încă 2 luni și jumătate, 3 luni, rămâne la serviciu, rămâne în funcție această procuroare Maria Pițurcă, deși, iată, Iorga Moraru a pus-o astăzi sub urmărire penală pentru purtare abuzivă. Acum, probabil, o să mă întreb, Mihai, dar care sunt argumentele celor de la CSM pentru care intenționează să o lase în continuare pe funcție? Păi, sunt două. Este un caz singular și nu afectează, spuneam ceva mai devreme, independența celorlalți procurori. Adică nu-l afectează pe procurorul Popescu din Sibiu, să spunem așa, da? Faptul că doamna Pițurcă a sărât-o pe Solina. Ce mi se pare mie, pentru că am urmărit acest caz, așa stat de-a dreptul ciudat și vine să te iei cu mâinile de păr, această procurare a spus astăzi că fetița, că Solina trăia într-o mizerie cruntă. Păi doamna procuror, a fost acolo, v-a luat gunoiul de picioare și am văzut cu toții, Mihai, la televizor, ce casă, ce curățenie. Eu am fost la protestul din Piața Victoriei, ai avut și tu în studio. Oamenii sunt curați, sunt spălați. Iar casa în care stau este foarte curată. Să vii și să spui că fetița avea hepatită, că trăia în mizerie și că au dus-o la doctor sub identitate față, adică sunt lucrurile pe care le-a spus, le-a susținut în fața celor de la CSM. Ce mai vreau să spun? Este absolut inacceptabil. Te rog? E absolut inacceptabil ce spui, e absolut inacceptabil ce a făcut această procurare. Exact. S-a plâns în fața celor de la CSM, dar și în fața celor de la secția pentru investigarea magistraților, spun sursele mele, că o hărțuiește presa, că de asta nu se poate prezenta. Păi cum o hărțuiește presa, Mihai, în condițiile în care dumneai, când s-a dus astăzi la CSM, le-a dat colegilor mei, eu spun colegilor mei, că eu astăzi nu am fost la CSM, am fost în altă parte, le-a dat colegilor mei cu mâna, da? Peste cameră, peste microfon. Adică tot dumneai ne spune că noi o agresăm. Mai mult decât atât, Iorga Moraru a pus o urmărire penală și procedura spune, știi tu foarte bine, că trebuie să o informezi când o pui sau înainte să o pui. E, n-a avut cum să-i spună lucrul ăsta, pentru că n-a venit la secție. Erau informații potrivit cărora urmează să urma să ajungă aseară pe la 22-23 și într-adevăr au avut loc audierea noapte la ora 7 și ceva, 8, au fost și asistenții maternali acolo, dar și sora mamei naturale. Așadar, iată că doamna procuror, încă procuror Maria Pițurcă, ne spune că presa o agresează când dumneavoastră astăzi, cu toată sinceritatea și obiectivitatea, este cea care iată, spuneam că a dat cu mâna și sunt imagini filmate, da? Foarte nervoasă fiind în fața colegilor care astăzi a fost la acest lucru, să-și facă meseria și să o întrebe ce a avut, că spunea unul despre asta, vorbim ce a avut cu Sorina de atunci. Domnul nu confide asistia pentru investigarea magistraților și vedem dacă se va prezenta acolo și ce se va întâmpla în continuare cu
acest subiect.